Bun găsit la ediția specială, sunt Ciprian Jașcu. În această seară discutăm despre proiecte care se derulează la nivelul municipiului Galați, proiecte care sunt în desfășurare, dar și proiecte care au început în urmă cu 4 ani. Invitatul meu este un consilier local independent, pentru că ne-am săturat de cei care fac politică și vorbesc cu altă limbă decât a noastră, a oamenilor care vor să se facă ceva în Galați. Deci invitatul meu este consilierul independent Gigi Caliga. Bună seara, bine ați venit la noi. Bună seara, mă bucur să vă regăsesc în postura care v-a prins atât de bine în peisajul publicistic gălățean. Faptul că promovați cu caracter de ediție specială astfel de emisiuni mă împovărează, dar sper să fac față stilului dumneavoastră. Am nevoie de stilul... Emisiunea este într-adevăr ediție specială pentru că tratează subiectele, să spunem, fierbinți ale zilei, ale vremurilor. Dar v-am văzut în ultimele luni ca președinte de ședință în cadrul Consiliului Local. Cum a fost? O experiență, să spunem, care a trebuit să aibă niște urmări benefice pentru activitatea noastră. Cum v-ați simțit ca președinte? Pentru că suntem pe malul apei, așa este tradițional perceput Galațiu, pot să spun că mandatul de președinte de ședință a Consiliului Local înseamnă un fel de botez al marinarilor atunci când trec de ecuador. Bun, cum a fost așa să fiți înconjurat numai de grupuri politice, dumneavoastră un independent? Cred că în sinea lui, orice coleg de-al meu ar dori să fie independent. Această calitate însă impun costuri. Eu sunt produs al laboratoarelor alchimiei liberale și un an și jumătate am fost membru supleant în Consiliu, asumându-mi rolul de consilier al primarului Marius Stan. Ulterior, prin traversarea de către domnul Manoliu, către funcția de comandant al poliției locale, director al poliției locale, s-a evitat astfel oportunitatea să ies la lumina reflectoarelor, ceea ce se întâmplă și în seara asta. Și am accesat postul astfel eliberat în Consiliul Local, de unde, odată cu Ordonanța 55, m-am regăsit în independență vis-a-vis de proiectele primarului și în vederea susținerii acestuia, care a făcut o opțiune. Dar nu puteați, eu știu, să susțineți proiecte bune pentru municipalitate, nu neapărat că sunt promovate de primar sau de viceprimar sau de oricine din Consiliul Local și din barca unui partid politic? Sau era mai simplu să vă exprimați de pe margine? Desigur că este oportun să privim lucrurile și așa, dar vă spun, Consiliul Local nu este Academia Română, unde venim după merite și portofolii, CV-uri științifice sau... Să recunosc un pic de un act de viespe, deși nu e emisiunea, așa că spuneți că în Consiliul Local, dar nu mai la Galați, în anumite consilii locale din țară, intră și oameni care nu sunt foarte bine pregătiți pentru a face față unor provocări, spuneți, sau unor promovării unor proiecte, nu? Din punctul de vedere al CV-ului profesional, acesta nu devine criteriu eliminatoriu în accesarea la o astfel de demnitate. Criteriile politice, vrem, nu vrem, își mențin amprenta pe grila de acces. Adică sunt promovați în astfel de funcții și oameni care practic nu sunt tehnocrați, profesioniști pe anumite segmente, nu? Cam așa, de să spunem lucruri. Cunoaștem lucrurile astea și uneori le mai spunem pe nume când oful pe care îl simțim ne depășește capacitatea de acceptare. Bun. Deci dumneavoastră, la un moment dat, nu v-ați mai regăsit în structura unei formațiuni politice și a spus, dom'le, vreau să fac ceva bun pentru Galați, dar ca să pot să iau decizii cele mai bune, mă simt mai bine independent, nu? Să fie clar, veneam în politică, în Consiliu, după un an jumate de purtat proiectele primarului. Nu puteam să-mi ignor acest iaj politice, nu? Și să răspund la niște comenzi politice. Bun, haideți să-mi spuneți unul dintre proiectele mai vechi pe care dumneavoastră l-ați susținut și care ar fi bune pentru gălățeni. Indiferent, v-am spus, nu vreau să discutăm politică, discutăm strict pe administrație. Un proiect care, lumea, este bun și gălățeanul vede, îl percepe, îl poate înțelege.
Desigur că suntem spre epuizarea perioadei de 4 ani a mandatelor. Sigur. Și astfel cred că ar fi o datorie, nu dau sarcini, dar ar fi o datorie pentru mass media să aibă în vedere activitatea făcută de fiecare membru în Consiliul Local. O completare în ceea ce spuneți dumneavoastră, ar fi bine, dar dacă și consilierii locale ar da curs invitațiilor noastre, noi am invitat de foarte multe ori toți consilierii locali la discuții și sub diferite scuze, chestii de moment, au refuzat elegant sau mai puțin elegant invitațiile noastre, pentru că sunt și consilierii locali care n-au făcut nimic în acest mandat pentru Galați, nu contează cine i-a pus pe liste. Ideea este, a fost trimis acolo, fiecare a fost trimis să facă ceva pentru Galați, pentru Gălățeni. Și atunci ce să ieși? Să spui, am fost consilier local, am votat, nu știu ce am votat, am ridicat mâna când mi s-a spus și vin să spun asta gălățenilor. Și atunci normal că nu vin. E foarte bine dacă am reușit să avem măcar 10 consilieri până la sfârșitul mandatului să spună ce au făcut pentru Galați. Haideți să revenim la... E ușor amuzant ce spuneți, mă scuzați că vă întreb. Da, știți foarte bine, doar vă întâlniți cu colegii noastre la ședințe și știți că am pe fiecare acum. Da, ca suporter al emisiunii dumneavoastră, înțeleg că v-ați făcut datoria de o bună perioadă și mă bucur că la rândul meu am prilejul să mă număr printre cei care înțeleg faptul că la sfârșitul unui mandat sau în apropierea sfârșitului vin să spună cetățenilor, mânați de datoria față de aceștia. Desigur. Vorbiți din cărți acum. A, uneori mi se întâmplă să suprapun cadrele, mă scuzați, îmi revin. Haideți să vedem. Printre, în afara debutului în administrație, care s-a constituit pe baza analizei diagnostic efectuată de o firmă, de una dintre cele mai mari firme de consultanță din lume și care s-a soldat pe paliere juridice, adică la reprezentarea în instanță, la evaluare de personal, la refacerea organigramei, la delegarea gestiunii diverselor servicii publice. A rezultat de pe urma analizei diagnostic și problema TVA-ului la care muncesc, iată, de 2 ani jumate ca și proiect, ca să... Ce înseamnă problema TVA-ului? Ce TVA-ului? Problema TVA-ului e o taxă indirectă, e o taxă pe consum. Primăriile, municipiile, da, nu sunt înregistrate în scopuri de TVA. Astfel, toate investițiile, toate cheltuielile, chiar dacă sunt în scopul efectorii de acte purtătoare de TVA, nu sunt înregistrate, oamenii nu își deduc TVA-ul aferent. Astfel, intră pe cheltuială și această taxă pe consum, ceea ce este imoral în principiile europene. Faptul generator de TVA trebuie recunoscut de legislație, de toți cei implicați și recuperat, de ce? Ca să facem sursă în continuare la fondul de dezvoltare. Avem acum, în acest moment, în derulare proiecte de investiții din jur de 200 de milioane. Vă dați seama cine beneficiază că la cota de... Cine ar beneficia după urma scutirii? Adică ne plată... Nu este o scutire, este un traseu, o trasabilitate a TVA-ului la toată lumea, inclusiv la beneficiarii investițiilor. De exemplu, atunci când cumpărăm trolebuze, trolebuzele vom cumpăra pe fondul BERT. Deci un trolebuz are, nu știu, un leu și... Se va vinde bilet, biletul este purtător de TVA. Primăria nu recuperează TVA-ul aferent autobuzului de la nimeni, ceea ce încalcă principiile europene. Lucru care l-am prin înscrierea primăriei ca în scopuri de înregistrarea primăriei în scopuri de TVA, lucru care nu este atât de simplu cum pare, dar este posibil și pentru care avem în derulare procedura de achiziție a unor servicii de specialitate care sperăm să se finalizeze în maxim o lună, să se încheie contractul. Perioada vizată anterioară în termenul de prescripție 2006-2013 este purtătoare de 20 de milioane de lei aferent TVA, care se constituie ca sursă de dezvoltare. Bun, cine deci câștigă este de aici? O joacă, să zicem, birocratică, să zicem, mai profesionistă și mai puțin spectaculoasă, dar care atunci când se întorc în bani în trezorerie pentru finanțare de proiecte ale orașului, cred că devine de interes pentru toată lumea. Bun, cine câștigă asta? Bun, cine câștigă de aici? Cetățeanul gălățean, pentru că va beneficia de investiții în
în plus cu o cincime din banii ce se alocă. Bun, și asta când ar putea intra în vigoare sau de când s-ar putea? Că așa, noi am auzit de foarte multe proiecte, dar stați, nu acum, peste un an, peste doi, peste zece, peste... Este în ultima contestație a contestației, s-a tras între cei doi, între doi super, două superputeri de consultanți mondiale, care s-au întâlnit la Galați și disputa dintre dumnealor, noi nici măcar rolul corbului care aduce picătura de apă voinicului, cei lor nu avem. E între dumnealor, dar în maxim o lună se va trage linia. Bun, vom vedea de aici. După 2 ani și jumătate. De asta desfid pe cel care de acasă sau din afara câmpului birocratic și administrativ emană doar necesități și nu înțelege traseul. Asta trebuie explicat oamenilor. Dom'le, uite, asta vrem să facem. Adică eu asta zic, o comunicare mai mult. Desigur. Bun. Desigur. Eu fac parte dintre cei care însă n-am ratat niciun moment să tac. M-am adâncit într-o tăcere, dat fiind și că este mult, mult de treabă. Însă, da, dar, trebuie, acum ne-am apropiat de un deadline și... Să-i explicați gălețelul ce a făcut pentru ei, da? Bun. Resimțit această aveți o strategie, obligație. O strategie privind salubrizarea orașului. Am înțeles că e o chestie foarte complexă, dar aș vrea să facem o sinteză. Da. Noi, știți, suntem tributari unei atitudini față de mediu în general, vis-a-vis de impunerile europene. Așa ne-a cam găsit, cu pantalonii nu suflecați a treabă, ci în vine Uniunea Europeană. Unul dintre pilonii politicilor în domeniul mediilor reprezintă deșeul. Deșeul în urma activității umane. Omul cât trăiește, produce deșeuri. Urât, neplăcut spus produce, nu-și propune să producă deșeuri, dar de multe ori sunt inerente. Și în aceste condiții s-a susținut de către Uniunea Europeană depozitarea în gropi de gunoi ecologice și așa mai departe. Ca etapă a fost bună, Galațiu a și beneficiat, felicitări înaintașilor că au reușit să atragă banii europeni și au făcut o treabă bună. Ca etapă, însă, astăzi, Europa te pedepsește dacă depozitezi gunoiul. Corect. Gunoiul trebuie reciclat, trebuie tratat, trebuie valorificat. Bun. Și cum facem asta? Și cantitatea rămasă pentru depozitare, Europa începe de la 1 ianuarie, anul în curs, să perceapă 18 euro pe tonă. Deci, pur și simplu, ca să funcționăm ca până astăzi, trebuie să scoatem 2 milioane de euro pe an. Pe de o parte, vrem resursă și muncim pe proiecte de TVA și așa mai departe, să îndestulăm și contractăm credite de la bănci românești și externe, ca să susținem un program care să ne schimbe viața. Pe de altă parte, iată, vin și să ne ia o grămadă de bani, 2 milioane de euro, este o sumă ce reprezintă cel puțin o cincime din fondul anual de dezvoltare. Bun. Al orașului. M-am străduit și am promovat o hotărâre prin care am convins colegii din Consiliu că trebuie să facem ceva, că trebuie să valorificăm aceste deșeuri și nu să le depozităm la groapă. Am obținut această aprobare prin de hotărâre de Consiliu și acum ne găsim în faza în care prospectăm tot prin zgândărirea celor mari care au văzut lumea și se pricep mai bine, ca să achiziționăm serviciile în ceea ce privește întocmirea procedurilor, ca să vină firme mari de notorietate să rezolve această problemă. Cel mai important, de regulă, trebuie să facă un caiet de sarcini să deslușească. Bun, procedurile birocratice, pentru că oamenii nu înțeleg toți. Noi să ne spună cum este mai bine să procedăm. Bun, cu acest deșeu. Variante? Adică ce am putea în principiu, cea mai spectaculoasă variantă ar fi să-l ardem în condiții igienice, ecologice, să obținem căldură pentru cetățenii în sistemul adică centralizat. Adică mai precis să-l transformăm în ceva
băgăm la, să zicem, la electrocentrale, încălzim apă și dăm căldură gălățenilor. Da? Și facem curent pentru iluminatul public. Deci la cantitățile... Funcționează undeva așa ceva în țară? În acest moment, la Timișoara, s-a reușit finalizarea unei astfel de proceduri, dar nu s-a demarat proiectul. Din motive obscure a căzut. De asemenea, Bucureștiul, pe 16 ianuarie, a generat o licitație în sensul valorificării energetice a acestor deșeuri. Și n-a reușit Timișoara, reușim noi, că noi știm că de regulă orașele astea mai pe la Sibiu, Brașov, Timișoara, Arad, sunt mai în fața noastră cu puțin, dar cu destul. Domnul Jașcu, trebuie să credem noi în ceva. Domnul Jașcu, trebuie să ne propunem astfel de proiecte. Păi ne propunem, dar eu vreau să viabilitatea. Vom reuși, domnul Jașcu. Nu s-a reușit și la noi. Povestea este mai veche. De pe vremea când suedezii, pe vremea lui domnul Nicolae, ca primar, au vizitat Galațiu, au oferit legislația românească. Cele 48.000 de acte normative care ne-au inundat și ne-au făcut să devenim niște naivi și... Păi, ne-au transformat în niște birocrați. Între birocrați. Trebuie să dăm acest văl de legislație. Și cum? Îi aducem pe cei mai buni. Pe cei mai buni consultanți. Bun. Când am demarat. Ați demarat. În ce fază sunteți? În săptămâna trecută au fost la noi. Vom încheia un contract în maximum 3 săptămâni de consultanță în acest scop. Ce zic? În cele mai optimiste variante. Când am putea implementa un astfel de proiect la noi? E greu. În birocrația românească, iată, vorbim și despre tunel sau... Este un proiect grandios, el necesită în jur de 80 de milioane, 100 de milioane de euro. Aici nu este... Cerem la Uniunea Europeană, noi cotizăm la Uniunea Europeană. Să mergem să cerem bani pentru gunoaie, pentru tunel. Eu sunt încântat că și dumneavoastră sunteți pătruns de spiritul Bruselului și de faptul că el, Bruselul, dacă ești de bună credință, te înțelege și te susține. Dar vreau să vă avizez, resursele și acolo sunt numărate. Dumneavoastră, pentru ce ați dori mai mult bani? Pentru deșeuri sau pentru consolidarea falezei? Sau pentru refacerea sistemului de transport urban? Sunt atâtea teme pe care însă trebuie să ți le prioritizez. În cazul deșeurilor, sunt convins că va fi găsită soluția cea mai bună. Bucureștiul și-a propus pe banii lui. Nu știu când va reuși să scrie un proiect și să reușească. Mai bine pe banii europeni, da? Pe banii unui partener care va fi selectat și care să-și facă treaba, pentru că interesul este ca el să vândă energie termică, noi să cumpărăm. Da. Spuneați mai devreme despre consolidarea falezii. Care e poziția dumneavoastră ca și ales local, ca și consilier local, vis-a-vis de acest subiect? Cum ar putea fi rezolvată problema? Că există chiar o problemă pentru Galați, o problemă care ține de ani și ani de zile. Există un istoric al acestei probleme, domnul Jașcu. Din câte am auzit, a fost ratată accesarea unor fonduri europene pe o axă specifică de infrastructură la un moment dat. Suma era în jur de 80 de milioane de euro. Eu sunt convins că ceea ce au spus cei de la Academia Militară, de la Institutul Român de Geodezie și așa mai departe, instituții de top ale României, în legătură cu tasarea, cu fenomenele de migrație a solului și de pânză freatică pe un strat de los specific doar o parte unei părți a Siberiei, care ne dă o specificitate și o vulnerabilitate în ceea ce privește solul și problemele de construcție, merită să depunem în continuare acest efort. Faptul că nu au fost axe active timp de 2 ani și n-am putut aplica pe nicio axă, din cauza asta, de altfel, lumea este contrariată, că noi ne credităm, dar trebuie susținut ritmul de investiții și s-a contractat la CEC, la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Acest proiect însă nu poate face parte din resurse proprii. Bun, dar cum am face să construim? Până la urmă, noi vorbim, sunt proiecte care trec pe lângă noi, nu le accesăm din diferite motive, dar faleza se duce în Dunăre, până la urmă. Nu din alt motiv, domnul primar, și noi, primăria, am fost în Consiliul Orașilor și Regiunilor Dunării. Nu din alte motive. S-a întâlnit cu doamna Merkel, cu domnul Barroso. Nu din alte motive am devenit membri în Clubul Mării Negre. Cu cine ajută că suntem membri în Clubul Mării Negre, apropo? Să avem președinția Clubului
primarul Marius Stan este președintele Clubului Mării Negre, care cuprinde mai multe țări riverane. Totdeauna Galațiu în istorie s-a dezvoltat pentru că a avut orizont, pentru că a știut să atragă. Comisia Dunării s-a dezvoltat în 1857 la noi, în urma războiului Crimeei. Ei n-au venit într-un sătuc liniștit care își ducea oile la păscut, ci au venit tot datorită unor oameni care au avut viziune, care s-au dus la Paris și au studiat, s-au întors. Acum, bun, nu mai sunteți politician, dar îmi dați niște răspunsuri de politician, adică mă duceți așa. Cu ce ne ajută pe noi că suntem membri, putem accesa niște fonduri, putem nota acolo Galațiu pe harta Europei, nu știu. Exact. Acest club de la Club al Mării Negre, care are sediul la Varna și e constituit încă din 1992, este membru observator al Comisiei Economice a Mării Negre, care are rezidență la Istanbul, dar aparține de Bruxelles. Și inclusiv proiectul tunelului a fost prezentat și dezvoltat ca o opțiune cu acordul și aprobarea dumnealor, inclusiv în problema tunelului a fost nevoie de susținere internă și internațională. Cum vedeți dumneavoastră tunelul? Apropo, mai avem foarte puțin timp de emisiune și mai am două întrebări importante. Una e referitoare la tunel. Am auzit păreri pro și contra în Consiliul Local, probabil dictate unele de anumite indicații politice. Dumneavoastră sunteți independent, nu aveți treabă cu politica. Vreau o opinie clară a dumneavoastră cum este cu tunelul. Într-adevăr, nu sunt un om politic, chiar îmi lipsește această abilitate de a convinge pe cei cu care intru în dialog. În schimb, dacă ar fi să fac apel la originea mea, sper, mai aplecată către cultură și științe sociale, aș putea să spun că tunelul se măsoară în următoarea întrebare. To be or not to be. De la el începe și de la el se termină toate năzuințele administrației acestea. Bun, o să discutăm probabil într-o altă emisiune detalii legate despre tunel. Ultima întrebare, care este una fierbinte, e legată de garajele care se demolează în Galați. Chiar săptămâna trecută sau în ultima ședință a Consiliului Local au venit câțiva gălățeni posesori de garaje și au vrut să-și doneze garajele către Consiliul Local. Ce se întâmplă cu oamenii ăștia? Care e soluția? Pentru, din ce am înțeles eu, oamenii sunt bătrâni, sunt bolnavi, nu mai au resurse financiare, asta era chichița acolo, nu au resurse financiare pentru a pune garajele la pământ. Cum îi ajutați? Așa se întâmplă în administrație. De fiecare dată când cineva vrea să urnească un lucru, un aspect, un domeniu, se întâmplă să vină teze și antiteze. Mă rog, forțe egale și desemn contrar, dacă ne-am duce în fizică. În domeniul acesta au apărut și șmecheriile care ne țin în loc, ne-au ținut, ne-au dovedit că se poate să țin în loc un proiect cum e cel de la Ancora, un an și jumătate, și lumea deja să aibă ezitări în a susține atât de deschis cum a fost inițial reamenajarea și proiectele urbanistice ocazionate de demolarea garajelor și apariția de noi și noi terenuri și spații. În ceea ce privește donarea unei astfel de construcții, este o mică șmecherie, pentru că în administrație nu se pot accepta bunuri donate decât în urma unei analize în legătură cu oportunitatea și utilitatea utilizării de către public, de către cetățeni a acelei donații. Adică mai pe scurt, nu poate lua garajul dacă n-are nevoie ca de să suporte, exact, și ca să suporte cheltuieli de demolare, pentru că astfel se dovedește neutilitatea, neeficiența acestei. Sunteți bun de plată, ca să fiu mai exact, ne face bun de plată în fața unei curți de conturi, care este deci un cerber ăștia avizat și care poate să constate cu ușurință aceste costuri. Deci omul vine, donează garajul, așteptând ca primăria să achite acei
să demoleze, să-l ușureze de sarcina care, înțeleg că e în jur de 1.800-2.000 de lei punerea la zero a terenului. A, așa cum e angajamentul din capul locului. Nu avea toți banii acolo, deci nu se poate dona. Practic, sunt convins că cu înțelepciune, în anumite cazuri sociale, colegii consilieri împreună cu aparatul vom avea în vedere astfel de soluții, pentru că ținta noastră este un Galați urban. Am înțeles. Bun, noi am epuizat timpul alocat emisiunii de astăzi, mai aveam multe întrebări, dar cred că veți da curs și unei alte invitații, că mai ales mai aveți un pic până terminați mandatul și poate veniți, măcar să fiți dumneavoastră consilierul local, cel mai curajos care vine să spună ce a făcut pentru Gărățeni. Am încercat să spun câte un pic. O să zicem poate în alte emisiuni. Mulțumesc pentru prezența la emisiune. Cam atât pentru astăzi. Vă dau o nouă întâlnire mâine seară. Până atunci, rămâneți pe TV Galați.